Informație de ultim moment acum, scandal după ce Sergei Lavrov, ministrul rus de externe, a primit viză pentru Statele Unite. Asta după ce a criticat intens guvernul american că nu îi dă voie să intre în țară. Unde va merge, de fapt, ministrul rus de externe, ne spune jurnalistul DJ24, Alin Borcea. Alin, te ascultăm. Sergei Lavrov a primit viză să meargă la adunarea generală a ONU, care va avea loc săptămâna viitoare. Vize pentru a merge la Națiunile Unite au primit Sergei Lavrov și doar o parte a delegației care ar trebui să-l însoțească. Rusia este foarte nemulțumită din acest punct de vedere. Rușii au solicitat inițial 56 de vize pentru Sergei Lavrov și alți 55 de membri ai delegației, dar nu le-au primit pe toate de la americani. În continuare, ei critică Statele Unite că își încalcă obligația de a acorda vize pentru cei care vor să meargă la adunarea generală a ONU și se așteaptă să primească vize pentru toți cei, pentru toți membrii delegației, adică să primească toate vizele solicitate. Asemenea, vize nu îi permit lui Lavrov să intre practic în Statele Unite sau să depășească mersul la Națiunile Unite, adică este strict condiționată de a merge la adunarea generală a ONU. Americanii au o obligație, pentru că sediul ONU este la New York, au obligație să acorde vize celor care vin la lucrările Națiunilor Unite. Ne aducem aminte că în anii trecuți au acordat vize chiar și fostului președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, un personaj foarte controversat la acea vreme, poate la fel controversat ca și Sergei Lavrov. Va fi una dintre puținele întâlniri dintre Sergei Lavrov și un lider occidental sau chiar dintre un lider rus și lider occidental de la începutul războiului din Ucraina. Ne așteptăm că această călătorie a lui Sergei Lavrov să aibă loc cândva săptămâna viitoare sau poate chiar la finalul acestei săptămâni.